Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal, sunt aici pe Ronu cu Pisica. Bună! Și cu Mihai. Arăt! Și astăzi avem ceva foarte special pentru voi, oameni buni, pentru că suntem aici la un grătărel. La o fac aici grătar. Băgăm aici un mic grătărel, este o zi foarte frumoasă, astăzi este vineri, poate sâmbătă, poate duminică, dar adevărul e că e weekend. Și asta înseamnă că merge un mic grătărel, fără Cartoon Cat, sper, și fără... Nu copii. Fără ălalalt mare și înalt, de care nu vom vorbi astăzi. Dar, înainte de asta, hai să vedem câte like-uri vreți voi să strângem la episodul de azi. Ia ziceți voi așa. Ia stați așa. Uite, pe cărnița asta scrie că ar trebui să strângem peste 20.000 de like-uri. 20.000 de like-uri! Mamă, pisică, tu Mihai, câte zici? Că vă ești cu steagul american acolo, ia uite ea. Yes, 23.000. 23.000, bă, hai să vedem dacă reușim să strângem peste 23.000, să-i facem visul lui Mihai o realitate. Ia uitați-vă la el, sare pe steag, e foarte bucuros, este, a venit acum weekendul, totul e frumos. Acum ce ne mai rămâne de făcut decât să, fiți atenți, în afară de grătarul de astăzi. Băieți? Da. Oh my god, văd ceva acolo. Oh my god! Un urbo, că se putea fără urbo? Nu se putea fără... Ce faci, îl faci pe grătar? Un pe tigaie. Un urbo de tigaie. Bă, mă atacă pe mine, eu nu am făcut nimic. De ce te iei de mine, băiete? Bă, se iei de mine. Deci fiți atenți, vreau să vă zic ce o să se întâmple în episodul de azi, pentru că avem ceva destul de important. Unde l-am băgat prin perete, doamne? Nu știu unde l-am dat. De drum, închid ușa. A, nu mai e ușa. Tăi, unde e el? L-am băgat în pere... Lol, uite-l aici. Uite-l. Bă, băgă-l de ceu! Veciu, gata, veciu cu tine, micule Nurpo. Lol, băgă... De că-l bag eu, veciu. Dă-mi-l mie. El. Ia. Dar nu poți să-l... Unde? L-am băgat prin pământ. Ok, nu știu unde e. Gata, las, că a intrat în veciu. E în veciu, e... E pe sub casă, uite-l! Oh my god! E prins la închisoare, oameni buni, deci azi stai aici în exclusivitate. Nurpo este pușcăriaș. Prins, e pușcăriaș sub casa noastră. Doamne ferește! Bun, deci, astăzi vom merge să facem rost de dunga care va face pe oricine atinge un fel de laser, îi va transforma în piatră. Asta înseamnă că îl vom face pe Cartoon Cat de piatră și așa, poate pietrificat, nu ne va mai prinde niciodată. V-ați gândit la chestia asta? Nu vreau pisică, nu mersi. Uie! Bă, și poate vă fac și pe voi de piatră sau poate nu. Rămâne de văzut. Dar... Ok. Hai să mergem. Hai să-l... M-a aruncat! Mihai s-a dus în boschete! Da, eu am făcut asta? Da, m-ai lovit cu tigaia. Ok, hai că ne întâlnim că l-a zburat? L-a dat pe săracul Mihai, l-a aruncat în partea cealaltă. Păi asta că noi nu le-am arătat oamenilor aici locul nostru nou. Deci avem aici frumos, în fiecare chestie de asta, avem câte un pat frumos, da? Un veceu, împuțită, ce împuțită, uite! Mai bine mă duc în natură. E lux! E lux. Avem aici un frigider, aragazul ce trebuie, frumos, o canapea, încă o canapea. Ce poți să-ți dorești? Mai mult, adică pe bune zic, e super. Da, închide ușa că vin hoții. Hai, gata, hai. Hai să ai mergem, stricat ușa, uite ce ai făcut. A stricat. Doamne. Haideți, băieți. Hai să mergem. Hai să mergem și avem un drumușor aici de... Oh my god, a apărut din... Ai copit! De ce ai copit? Bă, tu ai văzut unde a venit? A venit din pădure! Din pădure! Asta e Cartoon Cat de pădure, aveți grijă! E mai... E mai nebun așa pentru că e din pădure. Eu zic să... Cartoon Cat, lasă-ne în pace! Unde s-a dus? Bă, nu mai e. S-a dus dintr-o dată într-o parte și nu l-am... Oh my god! Uite-l! Se urca... Acum o secundă se urca pe piatra aia și acum nu mai e. Oh my god. Acum o secundă se urca pe piatra aia, l-am văzut. Se tot teleportează ăsta. Deci fiți atenți, aici avem o zonă în care se... Oh! Oh my god! Ok, dai că s-a blocat, a vrut să se teleporteze lângă noi. Trageți cu bombițe în el. Gata, mă, prietene, pe până când crezi tu că ne faci aici șmecherii? Lasă Cartoon Cat, că luăm noi chestia. O să luăm noi chestia de împietrim pe toată lumea. Și să vezi tu de nu-l facem pe Cartoon Cat de piatră. Cum să te rezolvăm? Vreau să-l fac și pe Siren Head de piatră. Și să nu mai poată să facă nimic, să ne mai atace.
Ok, să hai. Nu-mi place aleea asta. Asta e pisică, n-am ce faci. Aaaa! Ce m-ați tăiat? Aude! Atacă ceva, mă, atacă ceva! Ce-i chestia? Bă, și-a răfutez, uite, uite! Ne trage ceva într-o parte, bă, ce m-am speriat! Ce e aia? Am văzut? Bă, ce e chestia? Oh my god! Ia, încercați să-l prindeți cu raza! Încercați să-l prindeți cu raza, cineva! Tăi. E în spatele tău, ce e chestia? Oh my god! Și ne ridică, mamă, nu ciudă! Mamă, m-a aruncat rău de tot, m-a aruncat. Bă, vine după mine, ce e chestia aia? Prindeți-l careva! Aproape l-am... Cred că l-am prins de câteva ori, dar scapă! Unde e? Mamă... Bă, m-am speriat rău de tot! Deci m-am speriat rău de tot! Hai să plecăm, hai să plecăm! Oh my god! Nu știu ce e ăla, dar... E enervant rău de tot! Nu știu, dar efectiv mă trage iarăși! Doamne! E cu roșu acum, e cu roșu, uite-l! Uite-l, uite-l, uite-l! Ce-i aia? L-ați prins, l-ați prins, l-ați prins! Hai că l-ați... Nu poți să-l ții! Nu poți să-l ții! Nu poți să-l ții! Oh my god! Ce? Nici să tragi nu poți! N-ai cum să-l imerești, ce-i? Oh my god! Ah, ok, hai să fugim de aici, hai să fugim de aici! Hai să fugim de aici, cred... Fugiți, băieți, fugiți! Știți de ce cred eu că vor să ne oprească? Pentru că ei cred că știu că aici se află raza aceea. Mamă, ce e acolo? Acolo trebuie să intrăm. Aveți curaj? Vai de mine! Aveți curaj? Este vorba despre mina bântuită. Vreau motocicletă când e tăia să mă mici rapid de notru. Nu prea, nu prea avem așa ceva la dispoziție. N-arată bine deloc. A, aveți curaj? Aveți curaj să intrăm aici în mina bântuită? Și apropo, se zice despre mina asta că are posibilitatea să se prăbușească în orice moment. Adică, dacă nu suntem suficient de rapizi, e posibil să se prăbușească peste noi și să nu mai putem să ieșim niciodată de acolo. Minunăție, minunăție. Deci, hai să mergem. Deci fără grenezi și fără explozibile, am înțeles. Doar cu gloanțe, eventual, dacă reușim. Aveți grijă că și pe aici sunt chestii ciudate. Aveți grijă, băieți. Mergeți încet, ia. Ok, întrebarea... Mi-a trebuit o hartă, sincer. Nu arată prea bine. Da, întrebarea este pe unde mergem, pentru că avem mai multe căi de a merge. Pe aici? Bă, da, abar n-am. Ce să zic? Mi-e frică să n-apară ceva pe aici, că... Ce-i aia? Mihai, bă, ăsta e Cartoon Dog! Mă atacă ceva! Ce Cartoon Dog e? Lul, mă... Ăsta e Cartoon? E Cartoon Dog și te împușcă cu degetul, fii atent! Împușcă cu degetul, nu pot să cred! Te împușcă cu degetul și te zboară când te împușcă cu degetul! Adică chiar te împușcă! Mamă, ce dată mișcat? Ăsta e alt Cartoon Dog! Jerry îl cheamă! Cheamă Jerry! Bă, dar arăta ca și Cartoon Dog sau mi s-a părut mie? Era mai înalt, dar avea aceleași mănuși, să vă uitați voi în spate, să-mi spuneți dacă așa e, că mie așa mi s-a părut că e. Stânga. Nu știu dacă ne învârtim în cerc, mă, nu știu sigur. Încă nu. Da, așa pare, că ne învârtim în cerc. Credeți? Sunt confuz rău de tot unde suntem acum. Da, ce? Ceva. Bă, cred că ne învârtim în cerc, mă. Oh my god! Ce-i ăla? Nu știu ce e, dar e ceva care face cu mâinile și cu picioarele și cu... Are să-l doară capul, bă, dați-mă ceva de cap, sărat. Are o durere de cap? Nu știu ce fac. Niște plumb. Stai, ce facem, mă? Ce facem, mă? Ce sunet are și asta. Ok, deci de ce faci așa? De ce faci așa? Dar, băi, o să încerc cu Pulse Rifle. L-am mâncat pe Mihai! Se transform. Deci l-a făcut în bucăți. Bă, te mănâncă. Nu numai că mănâncă e idee bună. Frate, mâncat din tine. Tu glumești cu mine? Eu zic să plecăm prin altă parte. Deci efectiv l-a văzut pe Mihai cum s-a descompus. Da, și eu la fel. Eu zic să plecăm. Hai să mergem pe partea cealaltă. Vino cu aici. Prin altă parte. Eu v-a așteptat afară că m-a teleportat afară. Bă, ia vezi, poți să-l scoți din mine, te rog, cu raza? Pentru că nu de alta, dar... A fugit în dreapta voastră, a fugit, deci treceți repede dacă treceți. Ce, mă? A fugit, hai, repede, păi stai să iau raza, că n-am găsit-o încă! Uite, pisica, tu du-te afară, că mă duc eu să iau raza, ok? Du-te și iau raza. Aud că țipă în ureche. Ok, hai să vedem aici, se află o statuetă, nu știu dacă o vedeți. Oh, da. Este antică și de demult, dar ci că orice, în orice îndrept spre chestia respectivă, îl va pietrifica, îl va face de piatră, efectiv, nu va avea șanse împotriva mea. Deci, hai să vedem dacă funcționează chestia asta. Nu o să o folosim decât în episodul de astăzi ca idee. Poate să mai folosim pe alte episoade, dar în episodul de astăzi să vedem
Dacă, a apărut cartunchet, deci fiți atenți la cartunchet, da? Vă uitați la cartunchet? Ne cauzează probleme, da? Da. Cloșii rămâne în poziție. A rămas așa! A rămas exact în poziția aia! Are ca o jucărie! Doamne ferește! Deci efectiv, el acum așa a rămas. Eu dacă vreau acum, ia stai să văd dacă pot să-l... Dar nu pot să-l mai iau de aici, efectiv e blocat. Cred că s-a blocat în textură. Cred că e foarte greu el, asta e faza. Pentru că e fiind de piatră. Ok, da, păi hai să vedem dacă mai are dacă mai are curaj cineva să vină. Okay. În care a atacat. Oh my god. Cartoon dog vechi. Cartoon dog vechi. Ia vino, mă, băiete. Cartoon dog, ce e, mă, băiete? Oh my god. Mă, băiete, ești de piatră. Ești bine? Ești de piatră. Oraș. Dar vedeți voi că această chestie nu o să o pot să o folosesc chiar permanent. Ea are într-un fel raza nelimitată, dar nu poți să o folosești chiar permanent. Deci la un moment dat nu o să mai putem să o folosim. Trebuie să folosim un piculeț cu cap. Dar dacă e să vină careva pe aici, știți ce? Am văzut pe cineva. Am văzut pe cineva în pădure. Fiți atenți. Cineva în pădure. Băiatul meu, ăsta e ăla cu pistolul, mă, care era destul de greu de omorât. Detectivul, da. Gata, băiete. Așa vei rămâne? Arată bine. Chiar zici că e o statuie. Uite așa, îl punem așa, uite așa frumos, bravo. În mijlocul drumului, așa. Bravo, nicio problemă. Cu farurile. Nicio problemă. Așa, mergem mai departe. Avem de parcurs drumul ăsta pentru a putea ajunge în oraș. Și mergem în alt oraș, într-un oraș pe care nu l-ați mai văzut până acum. Mai iată ăștia! Bă, ăștia care dispar! Încerc să prind pe unul din ei. Da. Fiți atenți, poate îl prindem pe la mare, că știți că apare... Oh my god! Știți că apare din ce în ce mai mare? Da. Ei, poate îl prind pe la mare de tot și îl facem din piatră, cum ar fi? Interesant. Oh my god! Grijă. L-am prins! N-a reușit să se teleporteze la timp! Ce, Caterinca! Uite și zâmbește, fericit! Oh my god! Bă, stai că dau cu zoom pe fața lui! Lol, cum arată! Nu l-am văzut niciodată atât de aproape. Pentru că tot timpul dispărea, fugea. Bă, dar acum dacă l-am prins pe ăsta, mai apar ceilalți frații lui? Nu că păi eu vreau să apară, că vreau să-i fac de piatră, da. Uite, orașul e acolo, că se văd blocurile. Oh my god. Uite, dai. Ești din pământ. I-am dat. Îi dau, dar mă aruncă. L-am făcut de piatră un pic. L-am făcut de piatră un pic, dar nu prea merg. Gata. Oh my god! Hai de capul meu! Hai de capul și de zile mele! Uite și e lângă fratele lui aici. Băi, frate, cum a rămas! Bine, v-am zis, n-o să avem chestia asta posibilă în fiecare episod, în niciun caz, pentru că se termină la un moment dat. Și chiar și așa, aș vrea să mai păstrez, pentru că... Oh, opa! Domnișoara asta! Bă, pe asta ai putea să folosești, că dă tare rău. Gata. Gata. Aș vrea să mai păstrez pentru Siren Head dacă e să întâlnim, știi? Pentru că după asta, dacă e să terminăm toate astea... Sunt blocată. După asta mie să nu avem probleme și să nu mai avem. Ok, aici avem o fermă, nu mergem aici ferme, momentan. Veniți după mine. Și hai să încercăm să mergem. Mama, au rămas pe stradă. Deci ăia au rămas efectiv pe stradă. Impostorul! Să folosesc pe el? Nu știu. L-am făcut la picioare. Ok. Ia. Vezi, se face pliscat treptat. Da, se face câte puțin. Poți să-i faci doar picioarele dacă vrei. Și Caterinca arată. Oamenii peste 10.000 de ani o să meargă pe strada asta și o să zică: mamă, ce statui frumoase, dar ei nu o să-și dea seama, chiar au fost creaturi pe bune. Da. O să înceapă să mi se termine chestia asta, trebuie să mai folosesc și armele, să știți. Da, să mai folosesc și armele pentru că... Da, folosim armele, știi? Oh my god, e cartul mouse! A apărut. Băi! Pleacă de aici! Ce faci? Sare! Vezi că ăsta a luat o razna. Eu să-l aruncăm de pe pod. Ia aruncă-l de pe pod. Ia vină mă, cartul mouse, uite cum face din cap. Ho! Gata, mă, du-te și lasă-ne. În not, băiete, ai la revedere. Ce, mai știe să mai urce înapoi, oare? Nu știu. Ok, nu știe să mai urce înapoi, e regulă. Gata, e regulă. Putem să lăsăm acolo. E regulă, băiatul.
Bă, nu uitați să apăsați și butonașul de like dacă vă place, dacă ați ajuns până acela episod și nu l-ați apăsat încă, apăsați-l chiar în acest moment, pe unde trebuie să mergem, că am ajuns la civilizare. Dacă, dacă apare vreun urs, ce e ăla? Ce e zombiul ăsta? Oh, nu! Frate, ce e asta? Uitați-vă puțin. Efectiv s-a ridicat, dar știi cum s-a ridicat? Fără mâini, fără ajutor de mâini s-a ridicat de pe jos. Doar cu picioarele așa, că zice că e o râmă. Ok, știți? Partea bună e că e lent. E lent, da, e lent. Lent. Îl poți evita ușor și văd că nici nu are multă viață. N-are multă viață. Câteva bombițe și e noapte bună. Gata, i-am dat. Bă, nu-mi zic că nu moare. Ah, ok. Gata. A picat pe jos-o ca o râmă. Bă, okay. Mă gândeam că își dă de-asta regen. Speram să nu-și dea și nu-și dă. Cum ar fi? Bă, ăștia-s prietenii lui! Mamă, ce chestia aia, tăticule, cum face? Cum arată ăsta și ce culoare e? Ok, nu-mi place deloc. Deci zic, vă zic sincer de pe acum că nu-mi place deloc ce se întâmplă în cartierul ăsta. Am crezut că orașul ăsta nou o să fie mai bine aici, dar se pare că nu. Încerc să folosesc, încerc să folosesc asta. Oare de ce? Gata. Mamă, cum l-am blocat. Încă se mai aude sunetul lui. Vreau să dau high five cu el. Doamne ferește. A trebuit să-l folosesc, era prea puternic ăsta, nu știu. Sper să nu mai, să nu mai fie nevoie să folosesc pe careva că... Na, pe aici, pe aici trebuie să mergem. Oh my god, altul! Ăsta are... Bă, vedeți că ăsta are clești! Are clești și... Mă, și are viteză asta. Văd. Câtă viață are? Oh my god! Vedeți dacă îl puteți nimici că n-aș mai folosi iarăși chestia aia. A prins-o pe pisica. M-a prins, băieți. Mai are 4000, merge bine cu damage. Nu, nu cred că e bine ce ai făcut. Ba da, că acum îl mut așa. Ah, ok. Să stea lângă, să stea lângă prietenul lui aici. Oh my god. Oh my god. Ok. Hai să ne continuăm drumul. Ia ce face Mihai. Stai. Și acum... Nu, fii atent! LOL? Așa. LOL? Stai. Ai putea să-l pui, de exemplu... Ia, dă-mi-l puțin, dă-mi-l puțin. Ăsta-l pui așa, ca și cum i-a dat un shoot. Și ăsta care i-a dat un shoot, zice către ăsta, zice așa... Dă-mi-l shoot, mă, nebunule! Doamne ferește. Dar poți să-i mai scot din piatră, oare, gen, dacă... Nu. LOL? A dispărut? A tras Mihai în el și a dispărut. Aparent, arma asta îi face să dispară. Hai că încerc. La mine n-a mers. La mine n-a mers. Ce ciudat. Okay. De ce a mers la mine? Hai să mergem mai departe, că de nu de alta dată mai vreau să văd ce mai apare pe aici. Băieți, m-a blocat! Oulu. Aș. Mulțumesc. Bun. Da, te poți bloca în statuile astea. Gata, acum aici. Cred că... Băieți, ce-i asta, mă, tăticule? Mamă, câte viață are. Ăsta e imens. Pe ăsta cred că trebuie să-l facem de piatră, vă zic sincer. Ăsta arată, cred că stau să arate super de piatră. Ok, încercăm de piatră, încercăm de piatră, sper să nu se termine chestia asta. A ratat? Oh, și s-a micșorat. L-a făcut micuț. Ce e asta? L-a făcut bebe de piatră. Ce e asta? Mamă, că s-au țipetele. Ok, hai să mergem de aici, nu de alta, dar ăsta e cartierul ăstora și nu prea vreau să mai stau prea mult prin preajmă. Nu-mi inspiră încredere. Dar cred că ajungem unde trebuie pe aici, cred că ăsta e drumul cel bun. A, pare bine, pare? M-am spirit, am crezut că a apărut altceva. Oh my god! Ce e asta? Ce e asta? Ce mai cine sunt ăștia, frate? Ziceți-mi și mie ca să știu. Nu te apropia de el, că nu știu dacă mușcă și nu știu dacă te infectează cu ceva. Vreun virus și eu. Te ne face zombie. Unde e? S-a teleportat? Da, cred că s-a teleportat și nu-mi place cum sună chestia asta. Am la distanță. Da, păi și eu mă cam distanțez, că nu prea... Doamne, ce? Fugi. Dar ce-a făcut? A evoluat? Cred că evoluează. Evoluat, da. Că el pare să fie, dar e mai mare. Da, și e din, zici că e din plastelină ceva. Da, așa pare. Dar totuși când tragi în el sunt... Pare ca un slime. Da, uite, asta e greu de bătut, asta nu prea damage, din păcate. Chiar e greu de bătut, hai să facem așa. Încerc să-l încetinesc. Fugi, Mihai! Gata. Ia că pică! Aleșinat! Aleșinat, bă, nene!
Ok, hai să mergem mai departe. Da. Bă, unde e, mă, orașul ăsta? Că trebuie să fie undeva, că eu știam că e pe aici. Cam mult mă știi în orașul ăsta deja. Nu mai zic nimic. Abia am intrat în el, adică... Cu cât ne îndepărtăm, parcă nu se mai aude, deci posibil să fie de acolo și să n-aibă legătură? Cred. Da, arată care? Interesantă zona. Arată foarte drăguț. E mișto zona, doar că pare că toată lumea a dispărut din oraș, nu știu de ce. Da. Adică unde sunt toți oamenii? Habar n-am. N-ai venit în orașul ăsta degeaba? Tocmai e cineva de acolo. E Starline Cinema. Bă, cum face cu gura, voi vedeți? Da, văd, ce dar... De ce face așa cu gura? Că nu făcea așa cu gura până acum. Arată ca un cartof. Cred că e foame. Hai să ducem la Mac. Oh my god. Hai la Mac. Da, mă, că îi dau. Stai, îi dau... Îl prăjim la Mac. Cu ce să-i dau, mă? Stai așa, că vreau să-i dau cu ăsta, cu biluțe. Ia biluțe de aici. Ceva. Ia biluțe de aici. Are ceva cu biluțe cu cașcaval. Are, are, cum? Gata, bă, nene, gata. Așa. Ci că pe aici ar trebui să-și facă vea cu sirene, dar totuși să fi scos pe toți oamenii din oraș? Eu nu știu, nu mi se pare... Bă! M-a zburat pe acoperișul unei case! Unde mă zboară? Oh! Este, băieți! Este... Mamă, de ce arată așa? Este noul Cartoon Dog! Are puteri, cineva! Te zboară rău de tot ăsta, aveți grijă! Oh my god! Rageți în el! Este noul Cartoon Dog, frate! Este extrem de puternic și trage după tine, ai grijă! Are peste 11 milioane de viață, n-ai cum să-l omor pe ăsta! 11 milioane! Bă, mă aruncă, mă zboară pe hartă! E bine că e un perete invizibil aici și... 11 milioane viață, ce? Da, ăsta ar merita să-l faci de piatră, sincer. Nu ai cum să-l omor pe ăsta, decât... Cum te aruncă! E distractiv! Nu prea e distractiv fizică deloc, că dacă te aruncă și mai poți te întorci înapoi, ce faci? Ok, îmi scot ăla de piatră, ok? Îmi scot ăla de piatră, stai. Bă, ce tare, deci n-am reușit să-l fac, complet, să știți. N-am reușit să-l fac complet. I-a pasat mai mult timp? Da, stai, oare poți să-l prind cu ăsta? Da, te bate de gata, la... Gata, l-am făcut! Gata! Bă, dar s-a și mărit? Da, pe unii se măresc, unii se fac mici, nu știu de ce. Uite cum arată, lol. Da, arată ca un cățeluș. Ok, unde e Siren Head-ul, frate? Trebuia să fie aici. Noi de asta am venit în orașul ăsta ca să-l pietrificăm, că vreau să văd cum arată, dar... Lasă, mă gândeam și eu, zic, bă, nene, unde-o fi Siren Head-ul, știi? Oh! Săracul Mihai, avut binul ăla! Îi dau, încerc să-l facă. Mau, tu știi cât durează să-l faci? L-am făcut, cred? Nu știu. L-am făcut. Gata, s-a făcut mic. De ce așa nimic? E bebe Siren Head! Uite cât de mic e, lol, nu cred. Nu pot să-l mici de aici, așa a rămas. Serios? Da, nu pot să-l scot de aici, uite. Să-i putem scoate gardul, nu. Dar de ce e așa de mic, lol? E mic. Lol, l-a scos cineva. Ia. Îl împing eu. Poți să-l împingi. Cred că a rămas în gard. Bă, dar tu știi că mai avea puțin și venea spre mine? Că practic eu eram aici. Deci eu eram aici. Da. Și el a venit în fuga lui spre mine, gen să mă prindă. Am într-adevăr ce mic e cât noi, ca dimensiune așa un pic. Puțin mai mare. Te face să te întrebi dacă Siren Head chiar atât de mic a fost prima dată când a fost creat. Și gen, oare. Acum s-a născut el, da, gen. A fost mic, bebe mic. Asta mă face și pe mama lui, că a fost bebe mic. Dar acum... Și mama lui nu e mare, adică... Bă, mama lui chiar e mare rău de tot. Bă, ar fi interesant dacă dacă am mai avea chestia asta de piatră, poate într-un alt episod când o să prindem pe mama lui. Să facem. Poți să încerci să te fac pe tine, Mihai, să vedem dacă funcționează? Încearcă. Bă, merge. O, l-am de piatră. Ești bine? Tu încă ești în piatră, cum ar veni? Nu, mă, practic sunt mort. Te-a responat, am înțeles. Hai să-l Ia, hai să te fac și pe tine pisică de piatră, să vedem. Hai. Woohoo! Păi ce ciudat mi se pare chestia asta. Bine, oricum v-am zis, nu o să putem să folosim în toate episoadele. Acum o putem folosi, dar în alte episoade va trebui să o găsim iarăși în alte zone, pentru că se sponează de fiecare dată în altă parte. Dar, poate să mai avem noroc în alte episoade, la un moment dat, să mai facem rost de chestia asta și să o mai folosim. Puterea lui Mihai! Bum, yeah. Activată! Doamne ferește!
Da, oameni buni, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa.